Bună, mă numesc Silvia și am fost exmatriculată după ce am fost prinsă la școală cu o jucărie pentru adulți, care nici măcar nu era a mea. Viața nu e așa frumoasă când ești adolescent și nimeni nu vrea să aibă încredere în tine. Mama m-a crescut pe mine și pe sora mea de una singură. Nu i-a fost niciodată ușor și tocmai de aceea am plecat toate trei în străinătate, ca să ne putem întreține și să ducem o viață mai bună. Viața pe care în România nu puteam să o ducem, din păcate. Când am mutat, eu eram mai mică, așa că mie mi-a fost ușor să mă adaptez și să învăț limba. Am fost dată și la școală și pentru mine nu a fost nicio problemă. Sora mea, fiind mai mare, a renunțat la studii și a ajutat-o pe mama cu banii. Amândouă lucrau într-o fabrică și se asigurau să avem tot ce ne trebuie pentru o viață liniștită. Din cauza că mama a fost nevoită să ne crească singură, a fost mai dură cu noi, pentru că trebuia să se și impună, să ia locul cumva unei figuri paterne. Tocmai de aceea, ea nu a vorbit multe lucruri cu mine și cu sora mea și de foarte multe ori ne era frică de ea în anumite privințe. Într-o zi m-am dus la școală într-un mod normal, fără să-mi dau seama că avea să fie cea mai oribilă zi din viața mea. Eu îmi făcusem ghiozdanul cu o zi înainte, deci nu-l verificasem să văd ce se află în el. Și când am ajuns la școală, o colegă mi-a cerut înainte de prima oră un pix. Eu eram la tablă, spălam tabla și i-am zis că se poate servi din ghiozdanul meu. În nici 5 secunde o aud pe respectiva țipând prin clasă și râzând de mine că în ghiozdanul meu era o jucărie pentru adulți. Bineînțeles că a scos-o afară și a început să o fluture prin toată clasa. Eu eram șocată pentru că nu știam ce caută acel obiect în ghiozdanul meu. Nu-l mai văzusem niciodată și eu categoric nu aveam așa ceva. Eu am încercat să le explic tuturor că nu este a mea și să o lase baltă, însă toată clasa începuse să râdă și toți făceau mișto. Și numai bine că a intrat profesoara pe ușă. Profesoara a văzut acel obiect, s-a înfuriat și bineînțeles că a întrebat cui aparține. Categoric toți mi l-au pus mie în cârcă și eu a trebuit să dau explicații pentru acel dispozitiv. Cum am mai spus, era o jucărie pentru adulți și deși am încercat să explic profesoarei că nu e al meu, bineînțeles că nu m-a crezut și m-a condus direct în biroul directorului. În drum spre birou m-am tot gândit cum ar fi putut ajunge acel obiect în ghiozdanul meu. Și atunci mi-am amintit că sora mea a fost cu seară înainte în camera mea și chiar o prinsesem cu ghiozdanul în mână. Atunci am pus cap la cap totul și mi-am dat seama că cel mai probabil sora mea l-a ascuns acolo. Nu din răutate, ci ca să nu o găsească mama la ea în cameră. Pentru că fix în acel moment mama se apucase de curățenie generală și bineînțeles că cotrobăia în toate camerele. Am încercat să explic directorului treaba asta, însă din nou nu m-a crezut și m-a pus să vin cu mama și cu sora mea la școală. Nu am mai fost primită la ore și de îndată ce am ajuns acasă am profitat de faptul că sora mea era liberă și mama nu era acasă și am rugat-o frumos să recunoască ce a făcut. Vreau, te rog, să vii cu mine mâine la școală și să recunoști ce ai făcut. Știu că tu ai pus obiectul ăla la mine în ghiozdan și s-ar putea din cauza ta să am probleme mari. Nu vreau să discut prea mult despre subiect, pentru că la urma urmei nu este treaba mea, e viața ta intimă și eu nu vreau să mă bag. Nu te judec sau ceva, dar cred că ar trebui să-ți asumi responsabilitatea. Dacă l-ai ascuns de mama, așa cum bănuiesc eu, puteai măcar să-mi spui. Sau măcar puteai să-l iei după de acolo, ca să nu mă trezesc eu cu așa ceva la școală. Știi foarte bine că aici profesorii sunt foarte stricți și să mergi cu astfel de lucruri la școală nu e permis, categoric. Îmi pare rău, mă simt foarte nasol pentru ce am făcut și mă simt și mai nasol că toată clasa ta mi-a luat jucăria și a fluturat-o pe acolo. E chiar stânjenitor. Dar nu pot să vin cu tine la școală și să recunosc treaba asta. Îți dai seama că mama m-ar omorâ pentru asta. Cum să stau eu față în față cu mama și să-i spun că eu folosesc așa ceva? Categoric o să zică că sunt cea mai mare despuiată. Doar știi cum gândește mama. Automat că m-ar acuza de tot felul de lucruri. Cine știe ce ar crede despre mine? Cel mai bine ar fi să zici că l-ai găsit pe stradă. Sau că ai vrut să faci o glumă cu colegii tăi. Și gata, categoric se rezolvă. Eu nu am de gând să recunosc nimic. Te rog, nu începe cu asta. Nu mă poți pune pe mine într-o situație așa doar că ți-e frică ție de mama. Înțeleg că ea nu a fost deschisă să vorbească cu noi despre asta, dar nu văd de ce te-ar judeca. Adică, la urma urmei, e viața ta intimă și tu ai 20 și ceva de ani. Nu cred că trebuie să mai dai explicații despre asta. Ești femeie, momentan ești singură și cred că e o chestie normală. Tocmai de aceea te rog, ca să nu prelungim și mai mult mascara
perioada asta, hai cu mine la școală și explică tot ce s-a întâmplat. Oricum, nimeni nu o să-și ceară prea multe detalii pentru că sunt sigură că nu vor să se bage în subiectele astea. Poate că am eu mai bine de 20 de ani, dar crede-mă că mama nu va înțelege asta niciodată. M-a prins ea odată acum vreo 2 ani uitându-mă la anumite filme. Și ce mi-a făcut atunci, nici nu vreau să spun. Așa că nu, am rămas cu traume și nu vreau să fiu dat afară din casă pentru o jucărie din aia. Nu vreau să se uite la mine ca la ultimul om. Ți-am zis, spune-le că ai vrut să faci o farsă, spune-le că ai găsit-o pe stradă și nu știai ce e. Habar n-am, inventezi tu ceva, mă bazez pe tine. Sora mea nu voia nici cum să recunoască. Când a venit mama acasă, eu bineînțeles că m-am dus și i-am spus tot. Nu aveam de gând să inventez eu alte nebunii ca să o scop pe sora mea, pentru că știam că orice aș fi spus, tot pe mine ar fi căzut vina. I-am povestit tot mamei mele și bineînțeles că mama nu m-a crezut, iar sora mea a avut grijă să o convingă că eu mint și că acel obiect îmi aparține. Nici nu vreți să știți ce scandal mi-a făcut mama. Chiar mă mir că am scăpat fără câteva palme peste cap, dar am mers la școală, așa cum directorul mi-a zis, împreună cu mama și cu sora mea și am sperat din suflet ca măcar în ultimul moment sora mea va recunoaște. Însă nu a făcut-o și eu am fost exmatriculată. Cum am zis, acolo profesorii sunt foarte strict și aparent, din punctul lor de vedere, eu eram un exemplu prost pentru ceilalți elevi. Sora mea era de față când a auzit că voi fi exmatriculată și nu a avut nicio reacție. A preferat pur și simplu ca eu să pierd un an de școală decât să recunoască ea ceva. Ceva ce la urma urmei era o normalitate pentru vârsta ei. După acea zi, am rămas cu un gust amar. Am rămas extrem de dezamăgită de sora mea. Nu am mai vorbit mult timp cu ea și, sincer, ea nu părea să se simtă rău. Nu știu cum ați fi fost voi în locul meu, dar eu am rămas foarte afectată și de atunci chiar m-am simțit singură și am simțit că ceva se rupe în relația mea cu familia. În primul rând, m-a durut foarte mult că sora mea s-a pus mai presus pe ea, mai ales într-o chestie în care ea era vinovată și tot ce trebuia să facă era să-și asume. Oricum, ce putea păți? S-o certe puțin mama? Era o nimica toată. Și în al doilea rând am rămas dezamăgită de mama, pentru că nu m-a crezut. Ea știa foarte bine ce fel de om sunt eu și știa foarte bine că eu nu aș fi făcut așa ceva, dar totuși a ales să o creadă pe sora mea. Asta e o problemă destul de întâlnită între frați. De frica părinților, unul dă vina pe celălalt ca să iasă el cu bazma curată. Însă nu se gândește ce consecințe își va asuma celălalt și de cele mai multe ori nu-i pasă, ceea ce este foarte rău. Și cred că părinții în general ar trebui să-și educe mai mult copiii în privința asta, în a-și asuma responsabilitatea pentru fapta lor. Iar legat de acel obiect, cum am zis, sora mea avea peste 20 de ani și chiar nu cred că mama ar fi trebuit să aibă o anumită reacție. La urma urmei era ceva normal și era 100% alegerea surorii mele.